Salutare națiune, bine v-am regăsit la un nou clip. O să discutăm astăzi despre Bitcoin, care e la nivelul de 21.269, Ethereum, care e la 1.596 în punctul acesta, Elrond. O să ne uităm să vedem puțin peste Elrond ce face, zonă foarte bună de buy aici la 52.20, pus astăzi în ordin de buy, de data aceasta l-am pus în zona de 52 de dolari, cred că o să ajungă și ulterior putem să traduim foarte, foarte scurt pe spot pentru cei care sunteți mai neexperimentați, de exemplu cumpărați la un 52, zona asta îl vindeți în zona de 54, dacă aveți puțin mai mult curaj chiar în această zonă de 55, dar m-aș duce la sigur la un 54 și aș marca un profit destul de bun, cel puțin în decurs de o zi. Acum depinde și cu ce lichidități alegeți să tranzacționați sau să intrați în piață. Asta este doar o idee a cum tranzacționez eu în perioada asta sau cum mă joc cu o mică sumă din portofoliul meu de investiții. O altă zonă foarte interesantă ar fi pentru rune USDT. O zonă bună de intrare e aici, 2,045. Nici acum nu aș vedea o zonă rea de entry sau un entry level, dar ulterior poate un sell aici în zona de 2,185, chiar 2,2. Dacă mergem să ne uităm la indicele de frică și de lăcomie, a mai crescut de ieri, pentru că l-am avut la 27, astăzi l-avem la 29, nu avem top moveri semnificativi acum în punctul acesta. BNB-ul e la 297, puțin mai scăzut ca valoare decât ieri, l-am avut la 299. Cred că piața o să mai aibă un dump, cu siguranță că o să mergem sub 20.000 de dolari și dat fiindcă septembrie, cum bine știți, nu e o lună favorabilă spațiului cripto, mă aștept ca Bitcoin să stabilească un nou bottom. Cred că există niște momente faine sau cel puțin interesante de buy. Am făcut clipul ieri despre hash rebound, pentru cei care nu l-ați văzut, vă încurajez să mergeți să îl vedeți. Am discutat și despre crash-ul ce a fost în piață și despre o companie destul de mare de la bursă care a căzut, deci nu doar în cripto experimentăm sau avem parte de lucruri sau de crash-uri dintre acestea mai mari. Bitcoin spre 16.000 de dolari, de ce cred eu lucrul ăsta? Păi te încurajez să mergi să vezi și acest clip. Și că discutăm atât de mult de bani, cred că sunt o resursă generatoare la rândul ei de energie, deci trebuie dați mai departe. Secretul este să știi cât și când, pentru ca circulația lor să genereze în schimb o nouă energie. Comunitate, vă doresc un început de săptămână cât mai eficient, să luați decizii cât mai bune, să urmăriți canale oficiale unde se discută despre investiții, să puneți cap la cap știri, informații. Nu vă încurajez să stați doar pe canalul meu, vă încurajez să mergeți pe mai multe canale, să participăm activ la adopție și să culegeți informații în felul acesta să luați sau să faceți cele mai bune investiții în dreptul vostru. Ce m-a surprins în perioada asta e indicele dolarului, care a crescut luni peste 108, apropiindu-se de maximul ultimilor 20 de ani, de 109,3 atins în iulie. Totodată gazele naturale din SUA ating un maxim al ultimilor 14 ani. Contractele futures pentru gazele naturale din SUA au depășit pragul de 9,80 de dolari per unitate pentru prima dată din iulie 2008, deci pentru prima dată de la marea criză din 2008. Acum, pe final, o să vă prezint o platformă foarte interesantă de copy trading. Dar până să ajungem acolo, aici puteți tranzacționați nu doar cripto, ci puteți să tranzacționați inclusiv aur, inclusiv euro-USD, da, euro-liră. Avem foarte multe oportunități de tranzacționare, comisioanele însă, mai ales pe margin, tind să menționez că sunt mai ridicate. Cred că în punctul acesta nimic nu bate
Binance-ul la comisioane, cred că au cele mai bune comisioane, însă pe platforma aceasta ar trebui să ne orientăm cel mai mult pe zona de copy trading. O să mergem imediat la ea. Aici puteți să vă depozitați criptovalute, începând de la Bitcoin, Ethereum, Tether USD, USD Coin sau USDC, da? Pur și simplu dați depozit și copiați wallet-ul, vă puteți trimite sau transfera bani din Binance sau de pe oricare alt exchange, e super, super simplu, e la îndemână, e foarte friendly, asta îmi place la Prime XBT, e super friendly, dar cel mai important element la această platformă este acest copy trading. Bun, ce avem aici în stânga, pentru cei care nu înțeleg, totodată sunt tare curios de părerea voastră până în punctul acesta, lăsați-o aici în comentarii, v-ar interesa această platformă, mie mi se pare super relevantă și aleg să intru cu câteva lichidități pentru cel puțin câteva luni de zile în această platformă, în acest ecosistem, dar vreau să-mi lăsați părerea voastră în comentarii. Bun, aici în stânga, că despre asta discutam, avem zona de rating și aici îl avem pe Boston Dynes. Ok, ce-i cu tipul ăsta? Păi are un profit total de 2265% și tranzacționează cu 0,8 Bitcoin, asta ar suma o valoare de $17,761. Vedem că la rating stă foarte bine, dăm click pe el și o să vedem care e marja lui de profit. Ok. Deci, hai să dăm în lună, da? Deci în luna iulie, tipul ăsta are un profit de 2248%. Acum nu m-aș orienta neapărat la omul acesta și na, un profit de aproape 1% în luna aceasta, nu prea a fost o lună favorabilă pentru el, dar luna trecută o da lovitura bine de tot. A făcut un profit de 2248%. Nu m-aș orienta neapărat pe ăsta pentru că nu are o consistență, însă aș merge să caut pe cineva care are o consistență mai mare. Haideți să vedem dacă găsim și care gestionează sau tranzacționează cu un portofoliu mai mare. L-am identificat pe tipul ăsta, de exemplu, Bit Energy, pe locul 14. Acum, la un moment dat, a fost și pe locul 1. Dar tipul ăsta tranzacționează cu $104,000, adică aproape 5 Bitcoin. Atât de multe lichidități i-au încredințat oamenii, ceea ce înseamnă că ar fi destul de bun. Păi haideți să vedem, dăm click pe el. Da, și ne uităm aici la ce profituri a făcut. Da, arată destul de bine. Hai să mergem pe zile. Aici în 26 iulie a făcut 7%, 3%, minus 4%, minus 10%, deci nu toate zilele sunt pe plus. Dar dacă mergem pe monthly, pe luni, da, începând cu luna august, deci ne uităm în decurs de un an de zile. 21%, minus 0,75%, minus 40% în octombrie, dar a recuperat aici în noiembrie 138%, minus 32% în decembrie, plus 203% în ianuarie, plus 11% în februarie, 25% în martie, 36% în aprilie, deci în plin bear market, da, minus 6% în mai, plus 86% în iunie, minus 32% în iulie și minus 46% în august. Dar per total, tranzacționează destul de bine și m-aș orienta la traderul acesta, căruia probabil o să-i încredințez o anumită sumă de bani. De ce? Pentru că gestionează un portofoliu destul de mare de investiții, da? În total tranzacționează cu 15 Bitcoin, încă 100.000 e portofoliul lui, deci tipul cam știe cu ce să mănâncă tradingul din punctul meu de vedere. Iar pe final ne putem orienta pe Prime XBT, dacă intrați, să vedeți câți urmăritori au, adică câte persoane i-au dat bani pur și simplu să tranzacționeze, câte zile active are, 54 de zile active, da, Bit Energy are 460 de zile active, foarte, foarte mult și 689 de oameni care și-au plasat lichiditățile ca omul să tranzacționeze pentru ei. Deci tipul ăsta e destul de relevant și OptiTrade ăsta poate să fie relevant, dar nu se compară cu Bit Energy din punctul meu de vedere. În descrierea acestui clip, e foarte important linkul acela să mergeți să dați click pe el și o să aveți un bonus
de exclusivitate. În primele 24 de ore după ce v-ați făcut cont pe Prime XBT, primiți 500 de dolari și aveți grijă, mai puteți să primiți până la 7000 de dolari folosind codul Robert Grecu la tot ceea ce depuneți. Deci puteți ajungeți până la bonusuri de 7000 de dolari. Plus că dacă folosiți Robert Grecu 25, aveți un discount pe margin. Dacă mergeți tranzacționați pe margin cu codul Robert Grecu 25, o să aveți un discount important, ceea ce o să vă ajute, pentru că comisioanele, cel puțin pe Prime XBT, nu sunt neapărat mici, însă secțiunea de copy trading este cea mai relevantă. Pur și simplu, dacă nu știi cum să apelezi la un trader, aici, uite, poți să-i și selectezi, să-i cauți pe cei mai relevanți, dai pe Total, da, și, de exemplu, pe 14 Bit Energy, da, pur și simplu dai un follow, el are 40% din profit, atenție, din profitul care îl face, și tu ai 60%, deci îi în interesul lui să-ți facă profit, pentru că face și el bani. De asta mulți oameni i-au încredințat sumele astea impresionante, deoarece tipul performează efectiv. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la final. Ăsta a fost clipul de astăzi. Astea au fost update-urile. Nu uita de link-ul pentru Prime XBT în descrierea acestui clip. Mâine, cum v-am obișnuit, ne vedem la un nou episod. Cu voi a fost Robert Grecu. Toate cele bune!